Bun găsit, stimați telespectatori! Astăzi vom vorbi despre agricultură și vorbim despre agricultură pentru că, iată, au venit alte norme. Este aici domnul Negrea, directorul de la APIA, care ne va pune puțin în lumină, să spun așa, pentru că oamenii, știți cum, și lăptărea s-a întrebat, doamne, dacă îmi vin subvențiile? Nu știu, doamne, stați că aflăm. Așa că, iată, astăzi vom vorbi despre ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Este un număr de telefon la care puteți trimite SMS și în măsura în care timpul ne permite noi o să le răspundem, vă răspundem. Și aș începe cu începutul, plățile, cum se fac, când se fac, cererile, când se depun. Noi, cei de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, suntem în această perioadă în plină campanie de depunere a cererilor. În acest an, cu o întârziere de aproximativ o lună și jumătate față de perioada obișnuită, dar, sigur, credem că și perioada limită de depunere a cererilor, deci termenul final, va fi prelungit cu aproximativ o lună de zile. Practic, vom primi cererile fermierilor până la data de 15 iunie 2015, perioadă fără penalități. Dincolo de termenul de 15 iunie, fermierii trebuie să știe că cererile lor vor putea fi primite, dar nu vor fi administrate, nu vor fi admise la plată. Pentru că suntem în această perioadă destul de, spunem, intensă și aglomerată pentru noi cei de la Agenția de Plăți, și Intervenție pentru Agricultură, o activitate destul de mare, pentru că gestionăm aproximativ 25.000 de cereri pe suprafața an de an ale fermierilor și alte 80.000 de cereri în sector animalier în 2015. Fermierii știu că vor depune o singură cerere. E vorba de o cerere unică care include atât suprafețele de teren cât și efectivele de animale pe care le dețin, le exploatează cu toate schemele aferente. Deci s-a simplificat puțin lucrurile, să spunem, s-au simplificat față de anul trecut. S-au simplificat substanțial față de anul trecut, în sensul în care în anii anteriori fiecare schemă de plată avea un program separat, un act normativ și de fiecare dată fermierii pentru o anumită perioadă de timp, de o lună, o lună și de fiecare dată în alte perioade decât cele știute de fermieri, după aprobarea actelor normative, fermierii își depuneau cerere de plată. Uneori rămâneau și în afara termenelor, pentru că, sigur, din diferite motive, informarea lor era destul de greoaie și uneori perioada respectivă expira, alteori nu se prelungea. Și fermierii au fost situații când au rămas și în afara acestor termene. Dar din acest an, sigur, într-o perioadă mult mai scurtă, de aproximativ două luni față de două luni și jumătate și în anii anteriori mai exista o perioadă de încă 25 de zile cu penalități, în acest an nu va mai exista această perioadă cu penalități, fermierii își pot depune cererile de plată unice. Dar, domnul director, sunt și sancțiuni, de exemplu, se știe la dumneavoastră că anul trecut a cultivat nu știu ce grâu sau porumb. Anul ăsta, poate, cum ziceți dumneavoastră, a întârziat să depună acea cerere. Intră la penalități, penalități le traducem aici ca și sancțiuni sau nu? Dacă n-a depus o cerere de plată, este evident că nu are... Nu vine subvenția. Nu vine subvenția, așa, deci nu există o cerere pe care noi o să o administrăm, să facem toate etapele. De l-a declarat care. Da, dar hectare? În condițiile în care fermierul a depus o cerere eligibilă de plată, urmează toate celelalte etape procedurale pe control administrativ și sunt două asemenea etape de control administrativ. Urmează toate etapele legate de suprapunere, de conformitate, după care urmează etapa de control efectiv. Și fermierii noștri sunt obișnuiți că în ultimii ani am avut o felul de controle. Controlele clasice, care în ultimii ani au fost înlocuite cu cele moderne, prin teledetecție și... au ușurat puțin și slavă Domnului, noi la Gorj am avut an de an acest control prin teledetecție, dar sunt și alte genuri de controle și supracontrole, cele legate în special pe ecocondiționalitate. Și aici avem în vedere tot ce înseamnă și ce ține de bune condiții agricole și de mediu, de acele gaiecuri, tot ce ține de cerințele legale
în materie de gestionare a SMR-urilor și ce ține legat de activitățile ce se desfășoară pe parcele agricole în sensul de gestionării aplicării tratamentelor fitosanitare. Sunt foarte multe aspecte pe care noi le verificăm și în anul 2014 vreau să vă spunem că am avut cea mai mare sarcină de control, atât în sector animalier cât și în sector vegetal. Mă uitam acum la dumneavoastră și mă gândeam la ceea ce îmi spuneți, că volumul de muncă nu este mare, este foarte mare. Se știe că peste tot s-au dimensionat sau subdimensionat, să zic așa, locurile de muncă. Sunteți mai puțin față de acum 10 ani sau să nu ne ducem și mai mult în urmă. Veți reuși să vă încadrați în termene, având în vedere că, iată, cum spuneți și dumneavoastră, o lună s-a pierdut, oamenii au așteptat, acum au venit normele, acum se poate intra efectiv în această, să nu-i spunem problemă, situație, dar totuși veți face față că nu sunteți nici mulți, lucrați și peste program. Cam din 2007, de când am luat ființă instituția, lucrăm cu, în mare parte cu aceeași persoană, foarte puțini colegi s-au pensionat, e vorba de 7-8 colegi în această perioadă de 8 ani. În prezent ne desfășurăm activitatea cu 105 funcționari, practic avem de 2 sau de 3 ori numărul de cereri pe care le gestionează un fermier din Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, cel puțin noi de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și fermierii noștri o știu, nu am avut un program normal de lucru de 8 ore. Programul nostru se întinde atâta timp cât este nevoie în cursul unui zile, dar începând din această săptămână, vreau să vă spun că până în ultima zi, în 15 iunie, vom lucra toate zilele de weekend, sâmbătă și duminică, cu program normal de lucru, în așa fel încât toți fermierii care vor avea de depus o cerere unică, va trebui să o depună. Dar, sigur, recomandarea noastră este ca fermierii să respectă acea planificare pe care noi am făcut-o și ei au fost invitați la anumite date, ore și la responsabilii noștri pentru a depune cererea de... Dintr-un număr de 550 de fermieri pe care noi îi planificăm zilnic, vreau să vă spun că mai puțin de jumătate, media este undeva la 225 de cereri pe zi, ceea ce credem că este foarte puțin. Adică atâți vin la dumneavoastră? Atâți vin din cei 550 planificați zilnic să-ți depună cererea. Cererea noastră este extrem de amplă, de stufoasă. Are zeci... Ați lăsat afișe pe la primărie sau cum procedați? Informarea noastră este atât în ceea ce privește instituțiile, unitățile administrative teritoriale. Efectiv, am făcut o informare în toate primăriile pentru a face cunoscut prevederea actului normativ, dar fermierii știu, le transmitem o invitație cu toate documentele pe care trebuie să le dețină și să le atașeze cererii de plată. Așa că ei... Nu poate să spună că n-au fost înștiințați. Și o facem cu foarte mult timp înainte. Practic, până la sfârșitul lunii mai, am transmis invitațiile încă din luna aprilie. Și în câteva zile vom da drumul și la invitațiile pentru luna iunie, timp suficient în care fermierii să aibă posibilitatea să meargă la unități, la primăriile respective unde și-au amplasate terenurile, dar și la medicii veterinari, concesionari, medicii de liberă practică, pentru a intra în posesia documentelor, fie sanitar veterinare, fie de evidența suprafețelor pe care le utilizează, în ideea de a-și face dovada utilizării acestor suprafețe de teren, respectiv categorii de animale. Se știe că pentru întreaga documentație depusă, oamenii au nevoie de toate actele de care dispun ca și proprietari. Vă întreb dacă în Gorj mai sunt cetățeni, producători agricoli, care n-au intrat în posesia titlului de proprietate, că prin alte județe ale țării încă mai există. Aici noi stăm bine, stăm rău, ce se poate face în sensul ăsta? Nefinalizarea legilor fondului funciar și lipsa cadastrului agricol este marea problemă a instituției în care ne desfășurăm activitatea. Care vine din 1991, nu? Legea 18, din 1991, aproximativ 24-25 de ani, iată, suntem în situația în care nu am finalizat legile fondului funciar, fermierii nu au
documentele de proprietate eliberate și, sigur, supraviețele respective scrise în cartea funciară și suntem nevoiți în 2015 să le solicităm acele adeverințe cu supraviețele scrise în registrele agricole. Din păcate, în anul 2015 nu există nici registru agricol din perioada 2015 și ca o derogare de la prevedere legislative, pentru 2015 primim cererile fermierilor cu o evidență de pe registru agricol din anul 2014. Și numai în situația în care fermierii vor avea creșteri de suprafețe sau modificări de suprafețe, vor trebui să vină ulterior, pe măsură ce aceste registre agricole din anul 2015 vor fi completate, pentru că trebuie să spunem, la acest moment nu există normele metodologice de completare a registrului agricol din perioada 2015. Da, păcat că noi vrem și ne dorim cu toții o agricultură și performantă și bună din toate punctele de vedere și se știe că numai asta ne mai scoate dintr-o criză, nu? Că până la urmă, de în ce condiții, să nu mâncăm de aici și să mâncăm din în condițiile în care am avea o situație a fondului funciar perfect reglementate, am avea aceste cărți funciare întocmite și vreau să vă spun că situația este de strictă actualitate și necesitate, pentru că până în 2018 avem posibilitatea să facem acest lucru, să ne intabulăm toate suprafețele de teren agricol pe care le gestionăm și pentru care cerem subvenție la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pentru că din 2018 fermierii nu vor mai putea să-și depună cerere numai dacă au parcele identificate cadastral. Chiar dacă e greu de crezut acest lucru, va trebui să se întâmple, pentru că din 2020, cu ciclul financiar următor al politicii agricole comune, se va trece de la plata pe suprafață la plata pe exploatație. Practic, fermierii nu vor mai lua o plată unică pe hectarul eligibil și se va trece pe producție, pe fermă, pe exploatație, pe dimensiunea exploatației. Practic, un fermier care are între 1 și 5 hectare știe că va primi o anumit quantum al sprijinului financiar pe fermă, pe dimensiuni de exploatație. Ori, ca să stabilești o dimensiune exactă a acestor exploatații, trebuie să derive toate aceste suprafețe să derive dintr-un document corect și neschimbabil de la un an la altul. Ori la acest moment fermierii noștri vin cu foarte multe modificări, urmarea declarațiilor pe care ei le fac în registrele agricole. Lucrul ăsta nu va fi posibil. Există în noul program național de dezvoltare rurală, care și ăsta nu este aprobat, nu este avizat de Comisia Europeană, deși suntem în luna mai al anului 2015, există bani alocați din fonduri europene și este vorba de 300 de milioane de euro, dar există și un program la nivelul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate imobiliară, cu încă 800 de milioane de euro, bani pe care va trebui să-i utilizăm în perioada următoare, să măsurăm aceste suprafețe și să le înscriem în cartea funciară pentru a putea primi subvenții în continuare din fondurile europene. Mă văd nevoită să mai fac o dată anunțul că, iată, pe mine mă sună telespectatorii, vă rog din suflet, trimiteți SMS, pentru că așa este procedura la această emisiune. Vă așteptăm cu drag întrebările și vă vom răspunde pe măsură, atât cât ne permite timpul. Aducând așa, adică am reținut ce mi-a spus dumneavoastră și mă întrebam acum cât de greu sau de ușor vă este și acest fapt că circuitul terenurilor încă nu este delimitat și atunci când vine anul următor, deja pe dumneavoastră nu că vă bagă în ceață, dar creează o discordanță în lucru. Cea mai mare problemă o au fermierii, pentru că începând din 2015 există trei principii în baza cărora au fost înscrise atât în legislația europeană cât și cea națională. În primul rând, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează legal aceste suprafețe. Deci, începând cu 2015, pe lângă acea adeverință pentru că
Sigur, nu există toate titlurile de proprietate și acolo unde nu există titlurile de proprietate sau alte documente de cedare a utilizării terenului, a folosinței terenului, fermierii știu și le-am comunicat că trebuie să atașeze o declarație pe proprie răspundere vizată de secretarul unității administrative teritoriale sau de un notar public că nu le-a fost eliberat titlurile de proprietate. Sunt două sau trei documente și mai nou este vorba de un tabel centralizator cu parcelele respective pe care le-au identificate. Un al doilea principiu stipulat în actele normative trebuie să-și identifice fără echivoc aceste suprafețe. Ce înseamnă acest lucru? Practic, așa de exact trebuie să-și delimiteze aceste parcele în blocurile fizice. E adevărat că este atributul, este fiecare fermier trebuie să o facă, fiecare fermier la agenția de plăți are o parolă în sistemul informatic. El ar trebui să-și intre de vreme, să-și identifice parcelele pe unde le are, ceea ce nu se întâmplă. Nu se întâmplă, nici fermierii nu o fac, nici autoritățile publice locale în momentul în care se identifică aceste suprafețe și toate aceste atribuții revin inspectorilor, personalul de specialitate, în condițiile în care fermierul nu știe exact unde are aceste amplasate, aceste parcele. Toleranța, eroarea de marja de deviere a acestor parcele este foarte mică în 2015. Este doar de 75 de centimetri în blocul fizic. Vă dați seama, toate controlele pe care noi le facem, cei de la agenția de plăți, dar și controlele pe audit intern, pe audit comunitar, pe misiunile Curții de Conturi, fie este Curtea de Conturi a României, fie pe fonduri europene, bineînțeles, că și cea comunitară. În condițiile în care va constata că fermierii nu au corect identificate aceste suprafețe, fie în blocurile fizice, fie cu o anumită deviere, sigur, fermierii vor fi supuși unor sancțiuni. E vorba fie de penalități, mergând până la excludere de la plată. Nu știți, o să citesc așa toate SMS-urile, să nu zic că domnii care ne sună că ținem cu unii sau cu alții. Chiar întreabă cineva dacă primăria Târgu Jiu ia subvenție pe islazul satului Bălan, ceva de genul ăsta. Știți ceva în sensul ăsta ca să le dați răspunsul oamenilor? Până în anul 2014, inclusiv primăriile și consiliile locale, funcție de entitatea care gestiona aceste izlaze comunale, deci aceste pajiși permanențe, pășuni și fânețe, puteau să depună o cerere la Agenția de Plăți și Interese pentru a primi subvenție. Și vreau să vă spun că au fost 22 de în 2014, vorbesc de 22 de primării care au și vorba de suprafețe mari, printre care în 2014 și primăria, Consiliul Local, de fapt, al municipiului Târgu Jiu au depus această cerere unică. Au depus-o în 2014, dar în anii anteriori, 2011, 12, 13, cred că nu au depus o asemenea cerere, deși în primii ani au depus o cerere. Începând din 2015, primăriile nu mai pot depune asemenea cerere. Asta pentru faptul că a fost redefinit fermierul activ. Practic, fermierul activ la nivelul anului 2015, așa cum el este definit de reglementările europene și transpuse în legislația națională, ar trebui să dețină legal aceste suprafețe. Da, să desfășoare o activitate. Avea senzația că primăriile iau pe nedrept, cel puțin așa, dacă citesc eu bine, că e cu puncte SMS-ul. Primăriile luau aceste... Așa era legea. Luau acești bani și, sigur, banii se duceau în bugetul primăriei respective, sau cum? Nu aveau voie acești bani să se ducă în bugetul propriu. Exista un cont distinct deschis de primărie, fie că era la trezorerie, fie că era la o bancă comercială, se duceau strict pentru întreținerea și exploatarea acestor izlazi. Ceea ce e normal până la urmă. Pe aceste suprafețe se făceau an de an fertilizări chimice acolo, unde nu era vorba de plăți de agromeniu. Da, oamenii cred că vor să ia ei, nu? Că izlazul e al satului, așa gândesc oamenii. Deci începând cu 2015, crescătorii de animale pot să depună aceste cereri. O pot face prin formele organizate, prin aceste asociații. Dacă sunt asociații, iau. Asociații ale crescătorilor de animale. Sau o pot face individual în cazul în care primăriile recur la una din variante.
dar lucrurile trebuie să fie demarate într-o perioadă extrem de scurtă, pentru că, așa cum spuneam, mai avem mai puțin de o lună și jumătate, practic, începând de astăzi, mai sunt 42 de zile, efectiv. Da, chiar mă bucur că ați venit la emisiunea noastră, ca să le spun telespectatorilor, îl curtez de mult pe domnul director, dar a fost mereu și mereu ocupat, da. Mai sunt 42 de zile, incluzând aici sâmbetele și duminicile, în care noi așteptăm fermierii, o perioadă extrem de scurtă din punctul nostru de vedere pentru peste 30.000 de fermieri pe care noi îi gestionăm, și temerea noastră este că fermierii în acest an vor rămâne, unii dintre ei, în afara prevederilor normative, nu pentru că noi n-am avea capacitatea organizatorică și de a ne mobiliza, pentru că nu există, pentru că nu li se liberează documentele necesare. V-am spus că dintr-un număr de 550 de cereri, practic am planificat 80% din fermieri până la sfârșitul lunii mai. Ce vină au atunci dacă nu li se liberează? Ar trebui nu pusă presiune, dar totuși cei care trebuie să facă lucrul ăla acolo în mediul rural, oarecare greutate și la nivelul primărilor, pentru că puțin și acolo, știm că și noi, acolo și numărul ăsta este limitat. Câte de un inginer la nu știu câte comune care lucrează pe activitatea agricolă de registru sau de cadastru, și credeți-ne că aceste suprafețe, aceste parcele agricole trebuie corect identificate în blocurile fizice în acest an, tocmai din necesitatea de a fi identificate fără echivoc, din dorința de nu a sancționa fermierii în continuare, și sigur, și cererea este extrem de laborioasă, în condițiile în care se depune o cerere și îți identifici toate, îți desenezi, fie că identifici și fiecare parcelă agricolă, dar introduci în sistemul informatic fiecare animal pe acel număr de identificare, pe acel crotaliu, și este știut că avem mii de animale într-o exploatație pe mai multe scheme de plăți. Practic sunt situații în care un funcționar public nu poate tocmi mai mult de 5-6 cereri pe zi, deși el are planificate mult mai multe, 80 cereri, și trebuie să rămână să gestioneze toate aceste cereri dincolo de programul de lucru ăla normal cu publică de la 8-16. Da, au mai fost două apeluri. Încă o dată vă rog, trimiteți SMS, și telespectatorul care ne-a trimis SMS-ul cu primăria spune că primăriile mint populația, ce măsuri luați. Noi nu putem lua măsuri, doar semnalăm, dar iată, domnul director a spus că începând cu 2015, dumneavoastră ca individ sau cu asociația din care faceți parte sau o formați, puteți depune cereri în nume propriu, da? Dacă am făcut ca o concluzie ceea ce a spus dumneavoastră. Temerea noastră este că nu că nu vor mai depune consilii locale, că e clar că nu vor mai putea. În primul rând trebuie să desfășoare acea activitate agricolă, să facă dovada că desfășoară o activitate agricolă, să aibă cod CAEN la Registrul Comerțului, ceea ce nu se întâmplă. Dar mai mult de atât, primăriile gestionează pășunile, pajiștele permanente, pășunile și fânețe. Ori primăriile nu au animale să asigură încărcătura respectivă. Începând din 2015, lucrul ăsta nu se mai poate întâmpla. Temerea noastră este că aceste suprafețe rămân neincluse în cerere de plată, atât pentru consiliul local, cât și pentru... Și atunci unde o să-și pască? Atunci, sigur, cetățenii ar trebui fie să se organizeze sub aceste forme asociația ale crescătorilor, ca reprezentanții lor să depună cererile în funcție de încărcătura pe care o am. Se știe lucrul ăsta, pentru că de 2 ani știam că începând cu 2015 consiliile locale, începând cu 2015 primăriile nu vor mai, dar mai sunt și alte categorii care nu mai pot gestiona și nu mai pot primi subvenții pe suprafață, dar dacă nu există documente de utilizare a acestor suprafețe, acele contracte de concesiune sau de închiriere între consiliile locale sau primării și fermieri, sigur că fermierii nu vor avea posibilitatea să facă dovada utilizării legale a acestor suprafețe și nu vor putea depune cereri odată cu cererile lor. Domnul director, să știți că la multe comune am fost și oamenii se plâng de lucrul ăsta. Poate anul trecut, dacă rețin eu bine, Brădiceniu, partea aia a Runcului, aveau probleme cu islasul. Iată,
să vedem dacă e mai bine de anul ăsta sau din contră va fi mai rău sau primarul are voie să spună aici nu intrați cu vitele. Adică e posibilitatea asta, îi dă legea... Izlazul comunal este destinat pășunării efectivelor de animale ale crescătorilor din localitățile respective. Ce credem noi că se poate întâmpla faptul că nemai există acest sprijin financiar substanțial care vine de la, prin Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură din fonduri europene în mare parte, pentru că sunt 100% din FEGA, din Fondul European de Garantare Agricolă, nu vor avea banii să întrețină aceste suprafețe, să curățe aceste suprafețe. Și în 2-3 ani, probabil că aceste suprafețe vor fi invadate de buruieni, de tufărișuri, de mărăcinișuri, nu vor mai fi apte pentru activitatea agricolă și sigur că în condiții... Comunitatea are de suferit și apoi noi, consumatorii. Sigur că în câțiva ani nu vor avea unde să-și pășuneze aceste suprafețe, de aceea este necesar în localitățile respective să se adreseze, mă rog, autorităților publice cu care noi am discutat aceste aspecte și cu care credem că se vor rezolva într-o perioadă rezonabilă de timp. Da, iată că am mai punctat un lucru pe care nu-l știam așa în profunzime. M-am uitat astăzi puțin pe site-ul APIA și am văzut că deja sunt noutăți, în sensul că între perioada asta, 2-8 mai și o specific, pentru că suntem acum, se suspendă depunerea cererilor pentru depozitarea privată a cărnii. Pe de altă parte, se pot depune cereri de ajutor în baza unei noi hotărâri de despăgubire a culturilor afectate în ianuarie-august 2014. Se știe că în perioada aceea nu s-a despăgubit și acum, iată, guvernul vine printr-o hotărâre de guvern, chiar pe 29 aprilie s-a dat verde să se aloce bani și pentru acest lucru. Noi avem... A fost o perioadă, ceva? Anul trecut a fost o perioadă extrem de nefavorabilă din punct de vedere a condițiilor climatice. Eu știți cred foarte că și anul bine, ăsta nu se prevede a fi știți prea bine mult. Că am avut o situație cu precipitații munte, cu inundații, cu secetă, fermierii au fost sprijiniți și din acest punct, niște ajutoare de stat din buget național sub forma ajutoarelor de minimis. Aceste ajutoare de minimis nu le gestionează Agenția de Plăți, le gestionează direcțiile județene agricole, așa cum se numesc ele acum. Au fost puține asemenea cereri, nu pentru că n-au și fost suprafețe foarte multe afectate, dar fermierii noștri nu au știut că aceste constatări trebuie făcute de echipe constituite de la nivelul autorităților publice locale și întocmite documente de control, de verificare, de constatare. Aceste procese verbale care ulterior să fie atașate la cele de despăgubiri. Au existat foarte puține din ce informațiile pe care le-am eu de la colegii de la Direcția Agricolă. Iată, guvernul a dat posibilitatea în continuare, o perioadă de încă 60 de zile, să depune aceste cereri, să sperăm că și în județul nostru se vor depune aceste și sunt cuantum destul de substanțiale. M-am uitat astăzi peste această hotărâre de guvern cu ajutoarele de minis de la 231 de lei pe hectarul de grâu și porum, până la 1200 de lei pe hectarul de pom fructiferi, 600 de lei pe hectarul de spații protejate și așa mai departe. Cert este că atunci când ne dorim și iată avem aceste drepturi constituite prin acte normative, avem și obligația să ne informăm și să întocmim toate aceste documente care sunt necesare pentru a dovedi aceste prejudicii pe care le-am suferit ca urmare a unor fenomene climatice nefavorabile. Zâmbeam acum că pe vremuri era acela vizier, știți, la toate primăriile acolo în față, exista un panou, îți spuneai toate anunțurile care considerai că sunt pentru comunitatea respectivă. Acum nu se prea mai întâmplă. Ar fi tare bine să se reinventeze acestea. Este și foarte greu pentru că discutăm, am spus, știți câți fermieri are România, gestionați de Agenția de Plăți, peste 1 milion de fermieri. Am plecat undeva de la 1.080.000 de fermieri în 2007-2008. Suntem undeva în 2014 la 1.027.000 de fermieri, ceea ce este extrem de mult. Este mai mult decât toate celelalte 27 de state ale Uniunii Europene.
greu de gestionat, greu de informat. Și noi mâncăm foarte mult de afară, e chiar ciudat că iată, lucrurile... Este motivul pentru care, începând din 2015, sunt câteva lucruri care se schimbă. De exemplu, fermierii noștri erau obișnuit să-și depună în cerere de suprafață acele parcele de teren arabil pentru care solicitau subvenție și pe care le treceau necultivate. Deci puteam până în 2014 inclusiv să acordăm fermierilor plăți pe suprafață, inclusiv pe terenul necultivat. Din 2015, în ideea de a nu încuraja aceste practici, de a solicita plăți pe suprafață cu terenul nelucrate, e adevărat, menținute în bune condiții agricole de, și de mediu, dar care presupunea lucrări minime de o coasă sau de o erbicidare pe aceste suprafețe, dar practic neproductive. Din o lucernă, ceva acolo ca să fie. Neproductive, începând din 2015, acest sprijin nu se va acorda. Deci fermierii trebuie să știe că în condițiile în care în tot acest ciclu 2014-2020 au dreptul doar la un singur an ca o parcelă agricolă să rămână necultivată în repaus pentru refacerea capacității de producție. Toți ceilalți ani terenul rămas necultivat este exclus de la plată. De asemenea, pe pajiștile permanente, pe pășuni și fânețe, trebuie să știe că trebuie să aibă încărcătura, să dovedească o încărcătură de animale, o încărcătură medie de 0,3 unități vită mare pe hectar. În alte situații nu vor putea să primească sprijin financiar. Iată cum s-a legat acest sprijin financiar din fonduri europene de realizarea unei activități agricole productive pe aceste suprafețe. Da, am notasem undeva, dar nici nu mai știu pe unde, am văzut că pentru plante medicinale, iarăși, stimațele spectatori, se acordă foarte mulți bani. Nimeni, prin Oltenia, sau foarte puțin, poate numeri pe degete, practică și așa ceva. Iarăși, mi-a atras atenția o gâscă, dacă zic bine, sau rață dintr-o anume rasă, care primește poate cel mai mare cuantum. Plăți de agromediu. Exact, aș vrea să ne vorbiți despre asta, mediu ca să știe oamenii. Mediu și climă sunt o serie de pachete cu sute de euro pe hectar, pentru că este o practică de încetățenită în spațiu comunitar pentru protecția mediului și a solului în zonele respective, mediu însemnând tot ce înseamnă floră și faună. Iată această gâscă cu gât roșu, gât roșu, da, așa da, cum este, sau o specie de fluturi, este protejată în spațiu european și, sigur, nu e cazul în județul nostru, pentru că stă anumite areale în care ele cresc, dar și ce, avem, noi avea aici la Gorj? Avem și noi, de regulă, aceste areale, aceste pachete, cum sunt ele numite, sunt stabilite ca anexe ale Programului Național de Dezvoltare Rurală, dar avem și noi foarte multe asemenea situații în județul nostru, pe zonă defavorizată, zonă montană defavorizată, zonă cu constrângeri specifice începând cu 2015 și sunt alte 6 localități incluse începând cu 2015 în 2020. Și este vorba de localitățile din sudul județului, Bustuchin, vorba de Hurezan, de Logrești, de Prigoria, de Bustuchin, foarte multe. Avem o serie de localități de perimetre administrative teritoriale unde fermierii pot beneficia de plăți pentru adaptarea la schimbările climatice și avem zona Motru, Samarinești, Văgiulești, Slivilești, în care fermierii, dacă îndeplinesc anumite condiții, pot primi suplimentare sute de euro pe hectar. Important este să ne informăm despre, asta despre acest lucru atunci când venim la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, odată cu depunerea cererilor, pentru a accesa și aceste măsuri suplimentare. Am un SMS după care voi reveni la fluturi, că mai aveam eu ceva de spus acolo. Bună seara, întrebați pe invitatul dumneavoastră ce se aude cu banii pentru bovine la carne și la lapte când se livrează, că unii oameni au luat, unii nu, și la ce să ne așteptăm. Este vorba de două scheme de plăți din buget european, ajutoare specifice pentru zona defavorizată, atât pentru bovine și ovine și capline, pe care noi de la Agenția de Plăți nu le-am plătit. Singurele două scheme aferente campania 2014.
Am plătit luna trecută și în preajma sărbătorilor schemele din bugetul național. Zona defavorizată mare de așteptat, pe bovine cel puțin două, dacă nu trei săptămâni pentru vaca de lapte și de carne din zona defavorită, acest sprijin până la 250 de euro pe vaca de lapte, 300 de euro pe taurina de carne, în zilele astea, probabil până la sfârșitul săptămânii, vom face plățile pentru ovine și caprine, cei până la 6 euro pe cap de animal, pentru că aici au fost autorizate, s-a finalizat tot ce înseamnă control administrativ, dar vreau să vă spun că suntem în perioada legală de efectuare a acestor plăți. Termenul final este 30 iunie 2015. Practic, mai avem, iată, deci sunteți două în grafic de zile. Și vin banii și la dumneavoastră, nu asta să-i anunțăm până la 30 iunie. Eu n-aș vrea să, sigur, să mă justific în ceea ce privește plata acestor scheme, pentru că fermierii sunt obișnuiți că banii pe aceste scheme în sectorul animale în anul 2013 și 2014 au venit mult mai devreme. La acest moment, plăților erau efectuate pentru toate schemele de plăți. În primul rând că nu facem noi plățile, cei de la Centrul Județean. Toate etapele procedurale, de la primirea cererilor până la emiterea deciziilor de plată, o facem la Agenția de Plăți, de la Centrul Județean. Plățile o face instituția centrală, pentru că aceste atribuții, aceste competențe nu au fost delegate decât unei singure entități, Agenția Centrală, care face plățile din bugetul european. În al doilea rând, întârzierea este datorată faptului că a existat în această perioadă o adevărată problemă cu aplicațiile informative. Și este știută faptul că a fost necesară interogarea bazelor de date a Registrului Național al Exploatațiilor gestionate de Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Și sigur, ei au avut o problemă acolo legată de operatorul economic care gestionează aceste baze de date, au avut o problemă de funcționalitate. Între timp, acest operator nu le mai gestionează, au făcut alte relații contractuale și a fost o perioadă în care, sigur, compatibilizarea celor două baze de date nu a funcționat, motiv pentru care, iată, sistemul, avem oarece informatic, sigur, din punctul nostru de vedere, poate că fermierii sunt îndreptățiți să fie nemulțumiți la acest moment. Păi da, nici nu știți cum îi așteaptă. Suntem convinși că e nevoie de bani. Au nevoie pentru că acum este, să înființeze culturi, să... E campanie de primăvară, e nevoie de bani, dar e nevoie în orice moment. În schimb, fermierii trebuie să știe că până nu parcurgem toate aceste etape de control administrativ, sunt bani europeni și nu pot fi distribuiți, nu pot fi alocați către conturile fermierilor până nu se încheie toate aceste etape procedurale de control. Noi sperăm să se întâmple într-o perioadă foarte scurtă de timp. Iată, v-am răspuns și dumneavoastră, mă întorc puțin la ce vorbeam mai devreme, de ce toată lumea în România pune aceeași cultură. Și așa cum spuneam, dacă se dau, uite, pentru fluturi 263 de euro, pentru gâsca asta cu gâtul roșu 288, că sunt cele mai mari cuantumuri, dar mă gândeam și la fluturi. Eu dacă vreau de mâine să cresc fluturi, nici măcar dud nu mai am, că iată pe marginea drumului s-au tăiat, așa că eu trebuie întâi să înființez o plantație, nu? Sau cu ce îi hrănesc, că se știe că... Cum iese un flutur. În schimb, puteți beneficia de subvenții începând cu 2015 pe fier de mătase. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat acum, dar sunt foarte multe. Pe vremea, sigur, copilăriei mele știu că era, da, se cereau la școală. Sprijinim și substanțial pentru acest tip de sprijin. În schimb, sunt foarte multe alte. Începând cu 2015, încurajăm și foarte mult. Sunt sume substanțiale pe care le acordăm fermierilor pentru o activitate comercială. Este vorba de și pentru toate localitățile județului, nu numai pentru zona defavorizată. Dacă tot a venit vorba de aceste plăți din pe două scheme pe care le mai avem de plătit,
pentru campania 2014, din 2015, zona defavorizată nu va mai fi favorizată explicit și toate localitățile județului vor putea beneficia de acest program din fonduri europene pe un sprijin cuplat de producție. Vom încuraja acest sprijin atât în sector vegetal cât și în sector animalier zootehnic pentru speciile de animale și pentru anumite culturi care prezintă o importanță din punct de vedere economic, social sau de mediu. Foarte multe culturi destinate procesării, industrializării, practic în România, dar în județul nostru aproape în exclusivitate, nu mai cultivăm decât, cu excepția cerealelor, culturi agricole. Practic, începând din 2015, avem o măsură, o schemă de plăți și, sigur, ar fi fost bine să discutăm câteva lucruri despre aceste scheme. Este știu că în perioada 2007-2014, indiferent ce structură de cultură aveai acolo, indiferent de dimensiunea exploatației, aveam o plată liniară pe suprafață. Fie că aveam un hectar, fie avea 10.000 de hectare. Începând cu 2015, nu, plata va fi diferențiată. Va fi una stimulativă prin scheme noi. Vom avea plată redistributivă pentru un anumit număr de hectare, o dimensiune medie de familiară a fermei care se practică în interiorul Uniunii Europene. Vom avea o schemă pentru înverzire sau pentru ecologizare și aici intră această diversificare a structurii de culturi agricole. Dacă fermierii din județul nostru vor avea o anumită suprafață de teren arabil, ei știu că între 10 și 15 hectare de teren arabil au obligația să cultive cel puțin două plante de cultură, în care planta de cultură principală trebuie să aibă o pondere de 75%. Peste 30 de hectare, minim 3 culturi agricole pentru a realiza un asolament, o rotație a culturilor. Sunt da, tehnologii care se sună foarte bine. Și care da. se practic, să lucruri, vedem cum se ori pune ele în practică. Practic, lucruri, ce vă spunem noi acum, sunt lucruri care se întâmplă peste tot în lume și s-au întâmplat în România. În România, când noi făceam agricultură în mod organizat și când proprietatea, fondul funciar nu este divizat și utilizat de mii de fermieri pe fâșii foarte înguste. Să știți că mi-am notat și asta, asocierea, o șansă pentru producători, dar o neșansă că ei nu se înțeleg unii cu alții. Din păcate, au fost atâtea prevederi și reglementări în care fermierii, formele astea organizate, puteau să beneficieze de sprijin în această perioadă de 8 ani din fonduri europene, cum nici nu ne dăm seama. Grupuri de producători, organizații profesionale, nu avem nici un an în județul nostru, cooperative în care puteau să primească bani pentru toate activitățile pe care le desfășuram. Noi nu avem nici aceste organizații, asociații ale crescătorilor de arme care să gestioneze suprafețele, iată, în aceste zile de la consiliile locale. Opștile, care sunt forme în care proprietatea este indivisă, în devârmă și... Știți, mai ales și bătrâni, zic, Doamne, eu nu știu carte, să vină cineva să... Deci cred că oamenii mai au nevoie de ceva, de consiliere în mediul rural. Deci eu cred că, exact cum spuneați puțin la începutul acestei emisiuni, nu pătrunde informația în toate cătunele. Informația... pătrunde, în general, pe canalele mass media. E adevărat că nu mai sunt specialiști agricoli la camerele agricole care județene, care însemnau enorm. 2-3 funcționari, care însemnau 1-2-3 funcționari la primărie. Dar le mai dădeau sfat, mai știau ceva. Uitați-vă că la agronomie nu se mai cei de mai la direcțiile agricole, practic, au mai rămas o mână de oameni. Noi, cei de la agenția de plăți, avem un funcționar la 2, uneori la 3 localități care gestionează cererile funcționarilor, sute de cereri. Apropo, vă e dor să dați sfaturi în agricultură mai mult decât ceea ce facem? Facem activitatea asta aproape în fiecare zi. Eu că sunteți de meserie. Agricultură de 30 de ani fac activitatea asta, fiind inginer horticol din primul an de la terminarea facultății, din 1984. Vedeți viile cum este adevărat, dar există o extraordinar mare de reticiență a producătorilor, a crescătorilor de animale. Credeți-ne, puteam să accesăm
bani foarte mult, această banală cotă de lapte pe care, în care nu angaja fermierul decât cu o simplă declarație. Am avut în județul ăsta sute de mii de tone de cotă de lapte, am pierdut-o la rezerva națională din 13.000 de crescători de animale pe cotă de vânzare, de încă atâția pe cotă de livrare, avem puțin peste 3.000. Ori de 3 ani dăm această subvenție pe tona de lapte. Nu regăsim laptele pe piață sau noi cum acum, să traducem în românește? Noi faptul că am fost reticenți, am zis, da, ce înseamnă? Ce interesează pe guvernanți cota noastră de lapte? De ce trebuie să ne angajăm noi să... Iată, aceste noțiuni care sunt uzuale, sunt practice în spațiu european, e adevărat, la noi au fost cândva în România făcute într-o formă care ne aduce aminte de perioada aceea în care, sigur, ne crea destule restricții, ne creează așa o anumită temere să ne asociem, să ne lucrăm individual. Da, avem CAP-ul ăsta în cap, așa. În mod organizat. Nu facem tehnologia agricolă, nu facem producție agricolă, nu putem accesa începând din 2015 plăți pe suprafață. Vom rămâne la nivelul de mici fermieri, 1, 2, 3, 5 hectare, și cuantumul plăților va fi mult inferior față de perioada anterioară. Nu mai avem decât 5 minute, mi s-a spus în caz, da, că nici n-am vorbit câte ne propusesem, câte aveați dumneavoastră de spus, dar poate vă mai smulg promisiunea aia că mai veniți odată. Haideți să mai răspundem la un telespectator care ne-a urmărit și din respect zice așa că în Comuna Padeș adevărații proprietari nu pot lua fonduri europene APIA din 2007 și care nu au avut acte, stați că mi s-a închis, au luat pe mii de hectare. Vă mulțumesc. Iată că v-am citit și pe... Este o localitate care cel puțin nouă agenției de plăcini ne-a creat mari probleme pe solicitarea acestor plăți. An de an, instituțiile statului cu activitate, cu atribuții de verificare, de control, se interesează de fermierii care au solicitat și au primit plăți pe suprafață de la Departamentul Național Anticorupție, de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, de la Departamentul de Luptă Antifraud, toate instituțiile statului în zona respectivă pe modul cum au fost eliberate acestea. Dar, sincer, în ceea ce ne privește pe ce noi, cei de la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, considerăm fermier acela care are documentele legale. Deci, aici, în organele abilitate, cercetează modul în care au fost eliberate aceste documente. În momentul în care noi avem aceste documente, sigur că suntem nevoiți. Deci, responsabilitatea, exactitatea datelor înscrise în aceste documente cu care revin fermierului, dar și autorităților publice locale. Deci pe care și să facă reclamații, dacă știu, nu? Sigur că asta este ca și sigur, acolo au fost foarte multe sesizări de-a lungul timpului și acum sunt o serie de fermieri cercetați la care noi, sigur, dăm explicații necesare privind dovada în care ei au făcut a utilizării terenului și în ce bază au luat acest sprijin financiar. Din păcate, acolo am avut și acea situație neplăcută în care doi funcționari publici au fost implicați tot în zona Padeș cu gestionarea unor suprafețe în mod necuvenit. Acolo sunt și destul bani pe care noi îi recuperăm pe acele plăți pe ordonanța 66 din 2011. Sper că lucrurile astea, colegul meu, directorul adjunct astăzi, a fost împreună cu colegii de la Centrul Local Motru, pentru că localitatea, din punct de vedere administrativ, este în componența, centrului local, în coordonarea centrului local, au fost acolo să stabilească toate aceste elemente. Sper ca fermierii de acolo să primească documentele necesare, pentru că noi avem toată deschiderea necesară și înțelegerea necesară să primim aceste cereri în măsura în care ei fac dovada
legală al acestor suprafețe. Domnul director, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați adresat, iată, întrebări și poate s-a mai făcut un pic de lumină acolo unde nu era suficientă. Poate până la sfârșitul lunii mai veniți odată, după orele de serviciu, iată, emisiunea mai e de la 18. Poate mai veniți, că au rămas foarte multe lucruri. Aș propune să avem o discuție, poate peste o săptămână, maxim 10 zile, pentru că legislația în baza cărora noi ne desfășurăm activitate, ordonanța 3 cu aceste scheme de plăți și ordinul de ministru cu condițiile de eligibilitate urmează să se modifice și este chestiune de zile, pentru că în forma în care ea a fost adoptată creează anumite limitări ale fermierilor, în special pe spravețele de paj, de pășune și fânețe. Da. Avem 55-58 de mii de hectare de paj care le scriem anual în aceste spravețe. E în condițiile în care legislația se menține în forma adoptată, cei care nu au animale nu pot gestiona în continuare, nu pot primi în continuare plăți pe suprafață. Dar avem promisiunea că urmarea întâlnirii, și noi am avut foarte multe întâlniri, chiar și ieri, duminică, am avut, după ce ne-am întâlnit inițiar cu președinții de opști, de asociații la sediul agenției, ieri am fost personal și ne-am întâlnit cu mari crescători de animale în zona Novaci, din zona montană, și președinții de opți acolo, pentru că sunt multe aspecte încă nelămurite, modul în care va trebui să-și cedeze utilizarea acestor opștile care nu au efectivele de animale către crescătorii de animale. Sper că am lămurit o serie de lucruri, dar sperăm să venim în emisiunea dumneavoastră și să facem lumină în ceea ce privește modificările care se vor aduce în zilele următoare. Haideți că mă trag de urechi, colegii. Da. Dacă nu punem punct aici emisiunii, vă mulțumesc încă o dată, că dacă nu vine Cornel Șomocu și ne ține aici la Revista Prese. Așa că, iată, vom reveni cu o emisiune de același gen, pentru că sunt multe lucruri de spus. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!